Bună ziua și bine v-am regăsit la știri, sunt Andreea Gurban, iată care sunt titlurile acestei ore. În continuare sunt percheziții la frații Andrew și Tristan Tate. Cei doi sunt vizați de un nou dosar penal cu mai multe capete de acuzare, printre care trafic de minor și act sexual cu un minor. Premierul a cerut o informare legată de stadiul recalculării pensiilor. Mai exact, ministrul Muncii trebuie să spună câte decizii au ajuns până acum la pensionari și cum se desfășoară procedura de recalculare în cazul erorilor prin care românii s-au trezit cu pensiile mai mici. Kamala Harris a fost confirmată drept candidata republicanilor la Casa Albă. Delegații au dat un vot pur ceremonial în cadrul convenției partidului care s-a desfășurat la Chicago. Frații Andrew și Tristan Tate sunt vizați de un nou dosar penal. Aceștia sunt acuzați, printre altele, de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de minor și act sexual cu minor. Patru percheziții au loc la această oră la imobilele deținute de cei doi milionari britanici. Andrei Rotaru se alătură chiar acum cu mai multe detalii. Andrei, bun găsit! Înțelegem că frații Tate sunt așteptați să iasă din moment în moment. Ascultăm! Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. De ore bune, vedem foarte bine, continuă aceste percheziții începute așadar la primele ore ale dimineții. În continuare, anchetatorii caută probe care să îi ajute în acest nou dosar. Vorbim așadar despre acuzații de constituire de grup infracțional organizat, trafic de minori, act sexual cu un minor și totodată și de acuzația de spălare de bani. Ne așteptăm ca cei doi frați să fie scoși din locuința lor în relativ scurtă vreme. După ce acest lucru se va întâmpla, ei vor fi duși în fața procurorilor de ICOT, acolo unde vor fi audiați, iar la final procurorul, bineînțeles, poate să ia o decizie, poate să ia decizia de a-i reține pe cei doi frați, asta deși ei au deja o măsură preventivă dispusă de instanță. Însă acest lucru se întâmplă în primul caz în care ei au fost implicați, iar apoi, din nou, dacă un judecător de această dată decide necesar, se poate ajunge chiar și la situația în care cei doi frați să se întoarcă în arest preventiv. Andrei, mulțumim, continuăm știrile. Asistenta de la SNSPA, profesorului Alfred Bulea, acuzat de fostele studente de hărțuire sexuală, este audiată în continuare la secția 2 de poliție în calitate de martor. El a fost audiat în acest dosar și decanul Facultății de Științe Politice, tot în calitate de martor. Dar cu mai multe detalii se alătură colega mea Ioana Nicolescu. Ioana, bine te-am găsit, ascultăm! Bun găsit! Deja audierile de aici, de la secția 2 de poliție, sunt de aproximativ 6 ore. Asistenta profesorului Alfred Bulea a venit în jurul orei 9 și jumătate. Încă nu a ieșit de aici, de la audieri. Este a doua persoană care este audiată ca martor, după ce ieri a fost audiat și decanul Facultății de Științe Politice a SNSPA, vorbind de profesorul Cristian Pârvulescu, însă el a stat doar 2 ore și jumătate. El a dat declarații presei și la intrare și la venire de la audieri. A menționat că zvonuri despre comportamentul lui Alfred Bulai existau, însă nu erau detalii chiar atât de îngrijorătoare ca cele care au ieșit din ancheta jurnalistică publicată de Snoop. Studenții spuneau că acesta ar fi folosit cuvinte și un limbaj nepotrivit la cursuri și în discuțiile pe care le aveau. Au menționat cuvinte, că acesta a utilizat cuvinte homofobe sau sexiste și că, de asemenea, în ceea ce privește acele tabere de vară, unde s-ar fi desfășurat și situațiile cele mai grave de hărțuire sexuală despre care se știe până acum, în cazul acestor ore, cursuri de pregătire, ar fi trebuit să existe niște rapoarte la secretariatul facultății care nu au fost de găsit de către anchetatori care au fost ieri să facă percheziții la două sedii SNSPA și la un cămin studențesc. Aceste rapoarte, în mod normal, există în cazul tuturor celorlalți profesori care realizează activități extracurriculare de pregătire de genul acesta, însă în cazul lui Alfred Bulea nu s-au găsit până în momentul de față. De asemenea, Cristian Pârvulescu a mai menționat o situație pe care a aflat-o de la anchetatori, că o studentă ar fi fost înfometată în cadrul unui experiment social care avea loc acolo. Întrebat de jurnaliști dacă vor exista modificări ale codului de etică a
al Universității în urma celor întâmplate și a hotărârii de guvern. Acesta a menționat că da și că vor fi acceptate și sesizările anonime, iar în septembrie va fi publicat noul cod de etică. Rămâne de văzut ce vor face mai departe anchetatorii. Momentan vorbim doar de două audieri de martori. Anchetatorii practic încearcă să probeze, să găsească cât mai multe informații. Au mărturiile victimelor, inclusiv din ancheta jurnalistică. Ei au rugat martorii și victimele să iasă în față, să facă declarații la poliție, să depună sesizări oficiale, astfel încât să poată să meargă mai departe cu această anchetă penală, care în momentul de față vizează doar faptele, nu vizează direct pe Alfred Bulai. Dacă aceste fapte se probează, pot să meargă mai departe și să-l cheme la audier și pe profesorul Bulai, amintind că acestuia a fost desfăcut contractul de muncă de către conducerea SNSPA și nu va mai reveni la catedră din octombrie. Rămâne de văzut ce se întâmplă mai departe astăzi. Asistenta lui nu a dat declarații când a venit aici la sediul poliției. Deja de aproape 6 ore este înăuntru, așteptăm să vedem când va ieși și dacă va face vreo declarație atunci și revenim și în orele următoare cu detalii. Ioana, mulțumim, continuăm știrile. Reguli, ghiduri și protocoale explicite. Acestea ar fi soluția pentru a reduce semnificativ abuzurile din universitățile din România, susține rectorul Universității Babeș-Bolyai, Daniel David. El susține însă că de aceste reguli trebuie să fie informați atât profesorii cât și studenții pentru a-și dovedi eficiența. Deci am avut o lipsă de reguli explicite sau avem o lipsă de reguli explicite și încă ne bazăm prea mult pe șefii din instituții. Între timp există o schimbare de mentalitate la nivelul societății românești care așteaptă alte instituții. Așteaptă instituții în care regulile să fie explicite, puterea să fie descentralizată sau distribuită și să fie cumva co-creatori la ceea ce se întâmplă. Este foarte clar ceea ce trebuie făcut. Nu ne trebuie ghiduri explicite, protocoale explicite, nu trebuie să le inventăm noi. Odată ce avem aceste reguli explicite, nu ajunge să le formulăm, ele trebuie să fie internalizate. Altfel spus, trebuie să afle despre ele profesorii, să afle despre ele studenții și ceilalți participanți la actul de educație prin cursuri efectiv. Deci este vorba de educație și ghiduri transparente. Dacă vom face acest lucru, atunci ne putem aștepta la o scădere serioasă a apariției sau a prevalenței acestor fenomene. Nu mă aștept să dispară complet, dar să se reducă serios acest fenomen. Și foarte important, atunci când totuși va apărea în viitor, să avem mecanisme rapide, practice de acțiune care să fie transparente, să se aplice cu celeritate, să fie după bunele practici internaționale. Asta putem face ca schimbare practică. Suntem campioni Europei atunci când vine vorba despre inflație, dar cu toate cifrele vă aștept imediat la știri. Cele două doctorițe de la Pantelimon acuzate de omor cu premeditare se pot întoarce la muncă. După două săptămâni de arest preventiv, ele au fost eliberate aseară printr-o decizie a Curții de Apel București. Instanța nu a impus nicio măsură suplimentară pentru cele două cadre medicale. Colega mea Maria Moiș ne explică. Bun găsit, iată că vorbim despre o decizie diametral opusă față de ceea ce cerea Tribunalul București în urmă cu două săptămâni, respectiv arestul preventiv. De această dată, Curtea de Apel din București nu a redus gradual, să spunem, măsura, ci a trecut direct la decizia de a le elibera pe cele două doctorițe fără să impună măsuri complementare, cum ar fi interdicția de a se întoarce la locul de muncă. Așadar, în teorie, cele două doctorițe se pot întoarce în secția ATI, a confirmat și ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, acest lucru, însă, având în vedere experiența prin care cele două au trecut, este posibil să ia o pauză, cel puțin pentru moment. Este important de spus că nu le-au fost desfăcute nici contractele de muncă de la Spitalul Pantelimon, nu se putea întâmpla acest
acest lucru procedural în lipsa unei decizii definitive în acest caz, pentru că totuși ne aflăm în faza de cercetare în cadrul acestei anchete penale. Cele două doctorițe sunt acuzate de omor cu premeditare, pentru că datorită reducerii bruște a tratamentului l-ar fi ucis pe un pacient în vârstă de 54 de ani. Dar să știți că sunt anchetate alte 17 morți în acest dosar și mai mult decât atât, aflam în cursul zilei de ieri că o femeie ar fi depus o altă plângere în legătură cu faptul că mama ei a murit după ce a fost internată tot în secția ATI a Spitalului Pantelimon. În ce privește alte dimensiuni ale acestui caz, Alexandru Rafila a cerut o expertiză internațională pentru a lămuri ce s-a întâmplat cu exactitate în secția ATI a Spitalului Pantelimon. Cine a greșit, indiferent de nume, să plătească. Este declarația lui Marcel Ciolacu în dosarul morților suspecte de la Spitalul Pantelimon. Șeful executivului a precizat și că acest caz ar trebui analizat la nivel internațional. Ancheta în cazul Sfântului, de la Sfântul Pantelimon, a produs o emoție națională transformată însă în dispută publică dură. Sunt acuzații aruncate fără limită la adresa medicilor, ce pot genera lipsă de încredere în actul medical, cu consecințe grave și pe termen lung. Datoria mea, ca premier, este să fiu alături de medici și de toți din sistemul sanitar care își fac onest treaba. Iar cine a greșit, indiferent de nume, să plătească. Trebuie făcut însă și un audit cu experți naționali și internaționali al tuturor procedurilor de lucru din spitale. Pornim de la terapie intensivă, continuând pe fiecare domeniu în parte. Cazul Pantelimon va duce la dublarea costurilor din străinătate, avertizează mai mulți medici din România și doctori care lucrează în străinătate. Ei susțin că, de frica procurorilor, medicii vor face mult mai multe analize pacienților, unele scumpe, doar pentru a se blinda juridic fără să fie nevoie de ele. Medicii avertizează că situația de la Pantelimon se poate repeta la nesfârșit în lipsa unei reforme în domeniul sănătății. Arestarea celor două doctorițe de la Spitalul Pantelimon a indus teama în rândul medicilor din România, spune medicul Horea Timiș, expert în managementul sanitar. Gândiți-vă că toți medicii din România care au văzut ceea ce s-a întâmplat, apare medicina defensivă, adică începem să supra-investigăm pacientul. Aia înseamnă că vom crește numărul de analize, fiindcă începem să ne blindăm juridic. Vom solicita investigații, cum ar fi computer tomograf, RMN sau alte investigații care sunt scumpe, tocmai pentru a valida sau a invalida un diagnostic. Și toate lucrurile acestea vor duce la o creștere extraordinară și exponențială pe bugetul sistemului sănătății la nivel național. Medicul spune că în aceste condiții pacienții vor aștepta mai mult pentru a se programa la medic. De asemenea, el atrage atenția că situația de la Pantelimon se poate repeta în orice spital din țară, în lipsa unor protocoale clare pentru gestionarea pacienților aflați în secțiile de terapie intensivă. Nu există definiția pacientului muribund. Și aici lucrurile sunt într-o zonă gri și cel puțin la noi în țară. Și trebuie reglementate, fiindcă mă uit și la emulația publică, ce înseamnă viață, ce înseamnă moarte. Comunicarea cu familia o faci într-un cadru legal care îți permite ce să comunici și cum să comunici. Cum am spus și în exemplul meu, cum îi explici că pacientul supraviețuiește, nu supraviețuiește, este viu, este mort, este decerebrat, nu este decerebrat, adică la ce te referi când comunici cu familia? Trebuie să existe acel cadru, să fie clar, să existe protocoale, cât nu avem. Cazul Pantelimon este astăzi, dar poate fi și mâine și peste o săptămână și poate fi în oricare spital și cu siguranță există. Dar faptul că există astfel de cazuri în toate spitalele de la noi din țară, încă nu știm legal dacă este bine sau rău. Ancheta în dosarul Pantelimon continuă. Procurorii investighează în total 17 decese survenite în secția ATI a Spitalului Pantelimon. Iar între timp, premierul Marcel Ciolacu cere informare legată de stadiul recalculării pensiilor. Mai exact, ministrul Muncii trebuie să spună câte decizii au ajuns până acum la pensionari și cum se desfășoară procedura de recalculare în cazul erorilor prin care românii s-au trezit cu pensiile mai mici. La finalul săptămânii trecute a început trimiterea prin poștă a deciziilor de recalculare potrivit noii legi.
Vreau să încep prin a-i cere Ministerului Muncii și Președintelui Casei de Pensii să trimită până la sfârșitul săptămânii o informare legată de stadiul procesului de recalculare a pensiilor, câte decizii au ajuns deja la pensionari, care este procentul de contestări și cum se desfășoară procedura de refacere a deciziilor de recalculare unde se constată erori. Vreau de asemenea ca tuturor pensionarilor să li se trimită zilele viitoare un document oficial prin care să fie informați despre faptul că oricare ar fi calculul legat de contributivitate, pensia lor nu scade. Românii trebuie să aibă garanția că nu scade nicio pensie și orice greșeală se poate repara și orice sumă se recuperează. 3,8 milioane de pensii cresc, adică 83% din total. Asta este, de fapt, un fapt cert. România rămâne statul cu cea mai mare inflație anuală din Uniunea Europeană. În iulie, prețurile au urcat în medie cu 5,8% față de iulie anul trecut. Asta a anunțat Eurostat, un nivel mai mult decât dublu față de media comunitară. Îngrijorător este că inflația anuală a crescut față de iunie de la 5,3 ca urmare a majorărilor de accize de la 1 iulie după 4 luni de scădere continuă. Și vă reamintesc, și oficialii Băncii Naționale a României s-au declarat îngrijorați recent de faptul că inflația are început să urce. Dar haideți să vedem cum arată clasamentul european. România este urmată de Belgia, Ungaria, Polonia, țările de jos și Estonia. În toate aceste țări, prețurile au crescut mai mult decât media Uniunii Europene de 2,8%. Dacă ne uităm la celălalt capăt al ierarhiei, vedem diferențe foarte mari la nivelul spațiului comunitar. Cea mai mică inflație a fost înregistrată în Finlanda de 0,5%. Atenție! Doar cu atât au crescut prețurile în această țară într-un interval de un an. Valori mici ale acestui indicator au fost anunțate și în Letonia, Danemarca, Lituania, precum și Slovenia. România a cumpărat miercuri cea mai scumpă energie pe piața spot din Uniunea Europeană pentru a doua zi consecutivă, arată datele oficiale. Mai exact, 155 de euro pe megawatt-oră, un nivel similar fiind și în țara vecină, Bulgaria. Acest preț nu se regăsește în facturile românilor pentru că este în vigoare schema de plafonare. În clasament urmează Grecia și Ungaria cu prețuri apropiate, iar la polul opus, Suedia, Norvegia și Finlanda cu doar 3 euro. În plină vară, cele mai căutate joburi au fost cele de șoferi, potrivit unei platforme de recrutare online. Candidații au făcut peste 150.000 de interogări pe site pentru un post de șofer categoria B, de tir sau în domeniul distribuției de produse. Interes a fost și pentru pozițiile de manager, dar și pentru cele de asistenți medicali. Cât despre locul de desfășurare a activității, specialiștii vorbesc despre o cerere în creștere pentru munca de acasă. De la începutul lunii iunie, candidații au aplicat de 320.000 de ori pentru un post remote. Afacerile serviciilor auto au scăzut cu aproximativ 17% în prima jumătate de an față de aceeași perioadă din 2023, potrivit Institutului Național de Statistică. Au crescut în schimb vânzările de piese auto, dar și de autovehicule și motociclete. Per total, încasările din întreg domeniul au urcat cu 1,8% din ianuarie până la sfârșitul lunii iunie, mai arată datele statistice oficiale. România este împărțită între caniculă și furtuni. Deși întreaga țară se află încă sub avertizări de temperaturi extreme în vest, încep și vijeliile de astăzi, mai anunță meteorologii. Avem în vigoare o atenționare meteorologică ce vizează instabilitatea atmosferică din Banat, Crișana, Maramureș, vestul și nord-vestul Transilvaniei, unde vor fi perioade cu averse torențiale, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50-70 de km la oră, local vijelii, descărcări electrice și izolat grindină. De cealaltă parte, avem și o avertizare meteorologică ce vizează canicula și disconfortul termic ridicat. Cea mai mare parte a țării se află sub incidența unui cod galben. Sub influența codului portocaliu se află jumătatea de nord a Crișanei, Maramureș, nord-vestul, centrul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, dar și sudul și centrul Munteniei. De mâine
valul de căldură se va restrânge și se va concentra mai mult în partea de sud și sud-est a țării, unde de altfel vom avea și pentru ziua de mâine un cod galben. Sub influența codului portocaliu vor intra județele Giurgiu, Călăraș și Ilfov și inclusiv municipiul București, unde temperaturile maxime vor fi de 37-38 de grade. Ofensiva Ucrainei în regiunea Kursk din Rusia obligă autoritățile să se ocupe prioritar de apărare, renunțând la administrarea propriu-zisă. În consecință, alegerile locale programate pentru începutul lunii septembrie au fost amânate în 7 municipalități din regiunea Kursk. În același timp, Moscova le cere propriilor cetățeni să nu mai folosească, cel puțin în zona de graniță, aplicațiile de întâlniri și să limiteze utilizarea rețelelor sociale pentru a împiedica forțele ucrainene să adune informații. Totodată, Ministerul de Interne îndeamnă oamenii să nu transmită videoclipuri din locurile unde sunt prezente vehicule militare, pentru că asta ar permite Ucrainei să facă o evaluare a forțelor Moscovei. America este pregătită pentru o poveste mai bună, iar Kamala Harris este viitorul potrivit pentru noi toți, anunță Barack Obama, a fost președinte al Statelor Unite. Discursul său de la Convenția Democrată, eveniment care întărește poziția Kamala Harris în lupte electorale, se adaugă altor declarații venite din partea unor personalități politice cu greutate, înrolate acum în campania care ar putea să transforme un vicepreședinte american în liderul de la Casa Albă. Lângă Kamala Harris, candidatul Partidului Democrat în alegerile prezidențiale, vin nume importante în viața americană și asta în scurt timp, pentru că acum o lună ea abia devenea alegerea democraților după retragerea lui Joe Biden. Barack și Michelle Obama, rapperul Lil Jon, liderul majorității din Senat, guvernatorul Californiei, dar și foști apropiați ai republicanului Donald Trump. Fostul președinte american Barack Obama, a cărui susținere este un element cheie al alegerilor, amintește că finalul cursei este încă departe. If we work like we've never worked before, if we hold firm to our convictions, we will elect Kamala Harris as the next president of the United States and Tim Walz as the next vice president of the United States. We will elect leaders up and down the ballot who will fight for the hopeful, forward-looking America we all believe in. And together, we too will build a country that is more secure and more just, more equal and more free. So let's get to work. Un discurs asemănător și la fel de mobilizator a venit și din partea lui Michelle Obama, fostă primă doamnă și un susținător la fel de important al Kamala Harris. Nimic nu este câștigat încă, iar succesul vine în echipă, amintește Michelle Obama. Kamala and Tim, they have lived amazing lives. And I am confident that they will lead with compassion, inclusion and grace. But they are still only human. They are not perfect. And like all of us, they will make mistakes. But luckily, y'all, this is not just on them. No. This is up to us, all of us, to be the solution that we seek. It's up to all of us to be the antidote to the darkness and division. Întunericul și diviziunea evocată de Michelle Obama înseamnă de fapt o potențială victorie a republicanului Donald Trump. Nimeni nu se aștepta ca la Convenția Democrată să vină lăudătoare a acestuia, dar nici să se vorbească prea mult despre el. Așa că a fost o surpriză prezența unui apropiat cândva al fostului președinte, iar miile de oameni au avut ocazia să vadă o latură mult mai întunecată a lui Trump. I was one of his closest advisors. The Trump family became my family. I spent Easter, Thanksgiving, Christmas, and New Year's all at Mar-a-Lago. I saw him when the cameras were off. Behind closed doors, Trump mocks his supporters. He calls them basement dwellers. On a hospital visit one time when people were dying in the ICU, he was mad that the cameras were not watching him. He has no empathy, no morals, and no fidelity to the truth.
În a treia zi a convenției, Partidului Democrat vor urca pe scenă pentru susținerea Kamala Harris, alte nume care înseamnă ceva pentru americani. În fața miilor de delegați vin candidatul la vicepreședinție Tim Walz, secretarul transporturilor, dar și președintele Camerei Reprezentanților Nancy Pelosi, alături de fostul președinte Bill Clinton. Sunt proteste violente în Israel, evrei ultraortodoxi manifestând în stradă împotriva unui proiect de lege care i-ar obliga să facă armata. Ciocnirile au avut loc la Ierusalim, iar protestatarii care blocau drumurile au fost bătuți de către ofițerii de poliție. Serviciul militar este obligatoriu pentru majoritatea bărbaților și femeilor evrei din Israel. Dar partidele ultraortodoxe puternice din punct de vedere politic au obținut scutiri pentru adepților. Aceștia puteau să renunțe la serviciul militar și să studieze în acest timp. Recent, Curtea Supremă a Israelului a ordonat guvernului să înceapă recrutarea evreilor ultraortodoxi în armată pe fondul războiului din Gaza și a posibilității extinderii conflictului în plan regional. Sudanul se confruntă cu o epidemie de holeră care a provocat moartea peste 20 de oameni și îmbolnăvirea sute de persoane în ultimele săptămâni, anunță autoritățile. Criza sanitară a apărut într-un moment în care țara este deja afectată de un conflict intern, dar și de inundații severe. Ministrul interimar al sănătății din Kassala a declarat că cel puțin 22 de persoane au decedat din cauza holerei în întreaga țară, iar numărul cazurilor confirmate a depășit 300. تقريبا عدد محليات الولاية 11 تقريبا 6 محليات هي فيها حالات ما بين حالات اشتباه وحالات مؤكدة وتتصدر هذه المحليات هي محلية ود الحليو هي كانت البداية يمكن لو الناس متابعة بعد ذلك محلية كسلة والكوليرا طبعا هي معروف مرض مرتبط بالمياه الشرب وبالتحديد المياه يعني الأمراض اللي لها علاقة بالماء وبعد ذلك صحة البيئة وتوالد الذباب وبيساعد في الانتشار وكذا حاليا بتاريخ اليوم تقريبا الحالات هي أكثر من 300 حالة وفيات 22 وفاة. Organizația Mondială a Sănătății a raportat însă anterior că până la data de 28 iulie, holera a provocat 78 de decese în Sudan și a infectat peste 2400 de persoane. كان في حالة بتاعت اشتباه بنحولها للقسم الطوارئ قسم العزل وناس العزل هم براهم في القسم الكامل فيه أطباء مداومين 24 ساعة وهم بأشيائهم بيقوموا بصنفوا الحالة وبيعملوا لها استقرار بعد ذاك الحالة إذا ثبتت إنها حالة بتاع الكوليرا يتبدأ طوالي العلاج وإذا كان نفوا الحاجة دي لحد ما المريض يصغر بعد ذاك يطلع على البيت هنا في المستشفى يعني ما عندها كامل المقدرة لأنها تستقبل الحالات الكثيرة دي Potrivit OMS, holera este o infecție bacteriană cu dezvoltare rapidă, extrem de contagioasă. Punem punct jurnalului, dar de la fix cu ultimele informații vă așteaptă colega mea Arina Delcea, iar știrile continuă și pe site-ul nostru euronews.ro. Pe curând!